Bună ziua, dragi iubitori ai cărților Herald! Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Pe calea inimii, așa cum vă spuneam și în episoadele anterioare, o campanie care va dura până pe data de 10 iunie. Intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, puteți achiziționa cărți care au legătură cu tradiția islamică, care au legătură cu sufismul, nu doar cărțile din colecția Înțelepciunea Inimii, dar și alte cărți, cum este cea de astăzi din colecția Princeps. De asemenea, așa cum v-am spus și în episoadele anterioare, nu uitați, lăsându-ne la postările noastre pe pagina de Facebook, pagina oficială a editurii Herald, un comentariu, un gând sau o întrebare pentru invitații noștri. Cel mai interesant, cel mai apreciat comentariu va fi premiat cu o carte la alegere din colecția Înțelepciunea Inimii. Astăzi vorbim la Cărți deschise pentru minți deschise cu doamna Alina Isaac Alac, cadru didactic asociat la Universitatea București, Facultatea de Jurnalism și Limbi Străine Orientale, despre o carte, așa cum spuneam puțin mai devreme, o carte apărută în colecția Princeps, Calea Vorbirii Alese, Alin bin Abi Talib. Este o carte apărută cu câțiva ani în urmă și este considerată, am putea spune, una dintre capodoperele literaturii clasice arabe, care de aproape un mileniu stârnește încă admirația tuturor celor care se apleacă asupra sa. Putem spune că atât originalul în limba arabă, cât și traducerea în limbi precum persană sau urdu au jucat un rol de seamă în cristalizarea unor genuri literare în Orientul Islamic. Prima întrebare în discuția, în dezbaterea noastră referitoare la această carte, pentru că știu că cu ceva ani în urmă a existat și un eveniment la care a fost prezent o lansare de carte. De ce ați recomanda această carte celor care sunt pasionați de tradiția spirituală islamică? Pentru că eu chiar în urmă cu câteva episoade, am făcut așa un, i-aș spune, un periplu, o incursiune, o călătorie în ceea ce înseamnă tradiția mistică islamică și vorbesc aici despre sufism alături de dragul nostru prieten, domnul profesor Teodoru Ghiondea, care cunoaște foarte bine această tradiție, am putea să-i spunem, una dintre cele trei tradiții abrahamice alături de creștinism și de iudaism, probabil cea care încheie acest ciclu, din punct de vedere, bineînțeles, istoric și cronologic. Cred că va trebui să... Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Am rămas puțin surprinsă, cred că ar trebui să fac o precizare. Eu am prezentat pentru editura Herald cartea Obârșii Luminii, Islamul șiit în texte alese, cred că se numea, dar evident cunosc și această carte de referință a imamului Ali, Najul Balagha. Și de fapt în respectiva carte pe care am prezentat-o, eu erau și secțiuni din Najul Balagha. Putem să facem o paralelă între cele două? Da, se poate, pentru că de fapt amândouă se referă la un element care este specific șiit. Dacă în tradiția sunită, de obicei, interpretările ezoterice s-au concentrat în acest filon sufist, iar ceea ce a rămas la nivel de mainstream, la nivel de dogmă, de doctrină, a fost mai mult cantonat între interpretare exoterică și centrată pe lege, în cadrul șiismului aceste elemente mistice s-au păstrat chiar și la nivelul dogmelor, chiar și la nivelul a ceea ce constituie învățătură șiită, clasică, autorizată de către savanții tradiționaliști și neotradiționaliști. De aceea, ambele cărți sunt simultan relevante și pentru șiismul ca atare, ca doctrină oficială, da, care întotdeauna partea oficială e puțin mai reducționistă.
există, pentru că trebuie să fie înțeleasă de către toată lumea, dar e simultan în aceeași măsură relevantă pentru interpretarea sufită. Și șiită și chiar și sunită, pentru că știm, imamul Ali este cel care asigură succesiunea spirituală în majoritatea orientărilor sufite. Este relevantă pentru că cuprinde în ea învățături legate de, să spunem, cele două relații esențiale ale individului, ale omului. Pe de o parte, relația dintre om și divinitate. Pe de altă parte, relația dintre om și semenii săi, da? Interacțiunea socială. Iar această relație dintre om și divinitate este discutată în ambele cărți pe două planuri. Pe un plan cu accent pe ceea ce definește divinitatea, și în șiism avem, precum în sufism, acea concentrare intensă pe calea apofatică, da? Pe o cale a raportării la divinitate prin negație. Trebuie să ne învățăm să renunțăm la a încerca să limităm divinul în categoriile, în conceptele noastre mentale, în limitările și condiționările pe care inere le avem ca ființă umană. Și atunci nu putem descrie divinitatea decât punând accentul pe incomprehensibilitatea sa, pe incapacitatea noastră de a o înțelege, pe ceea ce constituie acel cu totul altceva, da? Pe transcendența absolută. Și acesta, știm bine, este un element definitoriu în islam în general, tauhidul, da, unicitatea lui Dumnezeu și acea simultan, aparent, depărtare radicală față de om, da? Dumnezeu este undeva într-un cu totul alt plan de ființare, iar omul este creatura. Spuneam că este cumva aparent, pentru că în Coran sunt și versete în care se spune că divinitatea, că Dumnezeu îți este mai aproape decât propria ta venă jugulară, da? Că noi toți a fost insuflat acel ruh, acel suflu divin, da? Care reprezintă o cale de reîntoarcere la divinitate simultan. Deci avem acest filon mistic puternic, dar simultan există versete în care se pune accentul pe această ierarhie absolută pe verticală, între om și divinitate. De ce? Are mai degrabă o funcționalitate social-politică pentru a se putea fi justificată egalitatea absolută a oamenilor, da? Pentru a putea fi justificat un umanism egalitarist la fel de radical. Câtă vreme singura diferență de statut se creează între om și divinitate, înseamnă că toți oamenii sunt egale, au drepturi egale și trebuie să fie tratați conform acelorași principii. Așadar, întâlnim în această carte, Nahjul Balagha, a imamului Ali. Sigur, aici nu pot să nu fac o paranteză, autenticitatea este contestată, există opinii care afirmă că nu poate fi identificat ca autor prim sau singular doar imamul Ali, dar este absolut irelevant pentru că învățăturile sunt cele care coincid cu textul coranic. Iar la nivel de metafizică, la nivel de teologie, la nivel de mistică teologică, pentru că asta spuneam în șiism, de fapt teologia are o latură mistică foarte pronunțată, nu există neconcordanțe. Unde există anumite probleme care au fost ridicate în legătură cu această autenticitate, în anumite cugetări maxime cu relevanță sociopolitică. Acolo este posibil să fie existate anumite interferențe ale transmițătorilor respectivelor discursuri. Aș vrea să fac o scurtă... Da, spuneți. Nu, spuneți. Vreau să fac o scurtă prezentare și acelei de-a doua cărți. Este vorba despre Obârșia Luminii,
Islamul șiit în texte alese, carte publicată tot în colecția Princeps a editurii Herald la categoria Islam. Și să spunem că această carte reprezintă de fapt o selecție de texte alese realizată de Alamah Tabatabai, sper că am pronunțat corect, unul dintre cei mai proeminenți gânditori contemporani specializați în filozofia islamică și islamul șiit, a cărui contribuție a ajutat mult la deschiderea Occidentului către cultură și filozofia șiită. O întrebare primită de-a lungul timpului este, și recunosc, o curiozitate personală. În diverse discuții și în diverse dezbateri în ceea ce privește tradiția spirituală islamică, care ar fi diferențele de ordin, hai să-i spunem, ideologic sau religios între musulmanii aripa sunită, să spunem, și cei șiiți? Este o întrebare foarte complexă și depinde pe cine întrebați ce răspuns veți primi. Dar schematizând, există o explicație care se centrează pe ideea că diferența este una strict politică, da, referitoare la succesiunea politică, nu doar spirituală, o problemă care a trebuit să fie rezolvată după moartea profetului Muhammad. În secțiunea sunită, să spunem așa, s-a considerat că oricine, de fapt a fost și acolo, au existat diferite variante, dar așa, simplificând, s-a considerat că oricare musulman care are un anumit tip de cunoaștere și integritate morală poate urma, poate prelua acest califat, această moștenire politică și spirituală. Sigur că practic au fost de fapt diferite tipuri de alegeri, de la monarhie, la o parțială democrație. În partea șiită s-a considerat că profetul din timpul vieții sale l-a desemnat pe imamul Ali drept succesor. Acum, explicațiile din partea șiită subliniază faptul că nu vorbim doar despre o transmisie, despre o succesiune politică, ci cât mai ales despre una spirituală. Că nu ar fi contat atât de mult puterea politică ca atare, ci recunoașterea validității transmisiunii spirituale doar prin acest filon justificat în fapt mistic. Spun justificat în fapt mistic pentru că în șiism, și asta este diferența radicală față de sunism, se consideră că există o legătură între capacitatea de a oferi o interpretare coranică adecvată, cât mai aproape de mesajul originar, și calitatea interpretului. Iar aceasta este, de fapt, o idee foarte modernă, legată de hermeneutică în general, anume că interpretul are un rol în citirea textului, că textele nu vorbesc de la sine, că nici măcar un text sacru nu vorbește de la sine, și aici aș menționa o povestioară de altfel autentificată în tradiția islamică, pentru a face mai relevant acest mesaj care poate părea abstract. Da, în timpul bătăliei de la Siffin, imamul Ali i s-a reproșat că nu judecă după legea divină și s-a cerut oponenții, ridicând Coranul acolo în mijlocul câmpului de bătălie, să se judece după Coran, să lăsăm Coranul să vorbească. Atunci imamul Ali a ridicat Coranul, a așteptat puțin și apoi a spus: Coranul nu vorbește, oamenii vorbesc. Da? Coranul este doar ceva ce este scris în linii drepte, dar oamenii sunt cei care interpretează, oamenii sunt cei care vorbesc. Nu putem să eludăm această responsabilitate pe care o avem și pe care, de fapt, încercând să o eludăm, nu ne-o asumăm și atunci alunecăm în acele autoritarisme pe care am văzut că s-au întâmplat în unele facțiuni din cadrul islam. Așadar, rolul interpretului este foarte important. Sigur, acesta a fost o formă incipientă de dezvoltare a acestei idei hermeneutice, că interpretul alături de context, alături de
și de text, evident, are un rol în descifrarea unui mesaj. Însă în șiism se asociază așadar calitatea morală și puritatea din perspectiva cunoașterii, ceea ce în șiism capătă această denumire de imam masum, imam infailibil, cu capacitatea și autoritatea de a interpreta un text coranic. Iar în șiism, așadar, se consideră că singurii oameni care sunt capabili să citească și să înțeleagă textul coranic în mod adecvat sunt aceste persoane purificate din perspectivă morală. Fapt care se reflectă și la nivel practic, sau mai corect spus, ar fi trebuit să se reflecte și la nivel practic, până la episodul recent din Iran, în ideea că orice lege islamică, dar mai ales pedepsele islamice, care sunt controversate, care reprezintă o infimă parte din textul coranic, nu pot fi aplicate decât într-o societate dreaptă condusă de un imam infailibil, ceea ce înseamnă aproape niciodată, sau undeva într-un timp mitic. Chiar într-o oarecare măsură ați răspuns la întrebarea pe care o aveam pregătită. Care este rolul imamului în comunitate? Cum imamul este în tradiția șiită diferă de ceea ce desemnăm noi prin acest concept în tradiția sunită. În tradiția șiită avem deci doar acești 12 imami care își pot aroga titulatura în acest sens mistic. Iar în rest, sigur, se mai poate fi folosit termenul și pentru cel care conduce rugăciunea, care împărtășește un anumit tip de cunoaștere comunității. Dar rolul de bază sau ceea ce conține și ceea ce conține aceste cărți pe care le avem în vedere este transmiterea unui anumit tip de cunoaștere. Tip de cunoaștere care nu are doar această latură metafizică de care am pornit la început, dar legat de transcendența divinității, nici doar acest aspect legat de interacțiunea socială, faptul că orice relație socială trebuie să fie dominată de două valori coranice fundamentale, dreptatea și compasiunea, da, se vorbește foarte mult pe toți. Oamenii sunt precum dinții unui pieptene, în mod absolut egal, se vorbește chiar și acesta este un punct sensibil în toate religiile, despre o egalitate clară de esență, ontologică, metafizică, soteriologică, morală dintre bărbați și femeie. Sigur că aici nu putem să ne schivăm de la a recunoaște că modul în care a fost transpus în jurisprudența tradiționalistă acest concept egalitarist cunoaște o anumită deviere clară, da? Că au intervenit iarăși contextul social, politic, istoric în care acele norme au fost înțelese și aplicate. Iar apoi avem un alt aspect esențial și care poate ocupă cea mai mare parte a ambelor cărți, referitor tot la relația dintre om și divinitate, cu accentul pus pe viața devoțională a omului, pe modul în care omul este capabil să se apropie de Dumnezeu. Și aici intervine un concept fundamental în islam, un concept coranic. Prefer să păstrez termenul în limba arabă, cel de taqwa, pentru că este un concept plurisemantic, are foarte multe semnificații și de obicei în majoritatea traducerilor este preferat un termen care reduce foarte mult sensul inițial. Dar de obicei se spune frică de Dumnezeu, se traduce prin termenul de frică de Dumnezeu, de evlavie, de pietate, chiar de cumpătare sau abstinență, pe când termenul este multidimensional. Implică pe de o parte un set de credințe, dar acea credință nevăzut, acea metafizică, mistică, islamică, apoi implică, pe de cealaltă parte, transpunerea acestui concept abstract în acte, în acțiune, adică se referă la un comportament etico-moral,
specific, care să fie în concordanță cu acele credințe și, cel mai important aspect, o stare de conștiință. O stare de conștiință capabilă să sacralizeze mundanul, capabilă să transforme orice act lumesc într-un act de adorare, într-un act devoțional. Există mai multe hadisuri, unele prezente și în, cred că în ambele cărți, în care se explică că această taqwa reprezintă o stare de a fi permanent conștient de Dumnezeu, de a fi conștient că Allah te vede, iar dacă tu nu îl vezi, se decomporți întotdeauna ca și cum Dumnezeu te-ar vedea, vede, pentru că dacă exact. El cu siguranță te vede. Deci e un fel de recentrare în divinitate, în ceea ce contează cu adevărat, o încercare de purificare la nivelul vieții noastre cotidiene a elementelor care sunt trecătoare, care sunt schimbătoare, o tentativă de a te înrădăcina doar în ceea ce contează, doar în ceea ce este stabil. Această conștiință simultană de Dumnezeu și de tine însuți. Pentru că am spus că este de cel mai apropiat lucru ție. Simultan, referitor la titlul acestei campanii pe care dumneavoastră o faceți, taqwa are legătură cu inima. Da? Inima care este, la fel, nu ne referim la organul fizic, nici la inima spirituală. Inima spirituală, da? Ca o instanță cognitivă transcendentală, ca un organ de cunoaștere transcendentală. Acel loc în care omul nu mai vorbește, ci trăiește. Da? Acel loc în care ființăm și nu gândim. Da? E partea cea mai profundă, locul intuițiilor noastre. Acolo se află și această taqwa. Ceea ce spun este, evident, cu referire la hadisuri, dar nu le mai repet. Da, este, dacă nu mă înșel, în limba arabă, termenul este de calb. Inima, da. Inima spirituală, în care noi suntem mai aproape de Dumnezeu, cumva dincolo de dogme. Da, ceea și este punctul care unește, unește lumile de sus cu lumile de jos. E acel loc al intuiției, al cunoașterii nediscursive, a ceea ce toți misticii numesc a fi adevărata, de fapt, contopire cu Divinul. Și simultan, important din perspectivă practică, această inimă este și locul intențiilor, iar în islam faptele sunt judecate după intenții, iar calitatea intențiilor depinde de calitatea inimii noastre, iar calitatea inimii noastre depinde tocmai de această taqwa, de această, cuvânt care nu-mi place să-i spunem, evlavie. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi doamna Alina Isaac Alac, cadru didactic asociat la Universitatea București, la Facultatea de Jurnalism și la Facultatea de Limbi Străine Orientale. Am vorbit despre calea vorbirii alese, Ali bin Abi Talib, și de asemenea despre o altă carte publicată în colecția Princeps, ambele în colecția Princeps, Obârșia Luminii, Islamul șiit în texte alese. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și ne-ați oferit informații atât de prețioase. Sper ca cei care ne-au urmărit să aibă o întrebare sau chiar un comentariu la ceea ce noi am discutat. Cum vă spuneam la începutul dezbaterii noastre, lăsați acest comentariu, întrebare sau chiar un gând în subsolul intervențiilor noastre, postările noastre pe pagina oficială de Facebook Herald, și cel mai apreciat comentariu va fi premiat cu o carte la alegere din această frumoasă colecție, colecția Înțelepciunea Inimii. Nu uitați de asemenea și de campania Pe Calea Inimii, care va dura până pe data de 10 iunie. Intrând pe site-ul editurii Herald, găsiți acolo aceste titluri.
din colecția Înțelepciunea Inimii și iată și din colecția Princeps cu o reducere de 40%. Mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, sper să ne mai întâlnim pentru că vă mărturisesc sincer, în foarte multele discuții pe care le-am avut atât în emisiuni radio și TV, dar și în aceste înregistrări și nu numai în evenimente culturale, lansări de carte, eu cel puțin am aflat de la domnul profesor Teodoru Ghiondea foarte multe lucruri, dar iată că astăzi am avut o surpriză mai mult decât plăcută pentru faptul că am aflat de la dumneavoastră niște lucruri care mă interesau de multă vreme și mi-ați răspuns personal la niște întrebări în ceea ce privește cultura islamică și tradiția spirituală islamică. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la un nou episod la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi minunată și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere! La revedere.